Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și ce facem noi la 7:35 de minute, domnul Zafiu? Dăm reclame. Așa, domnule, dăm reclame, dar de data asta dăm reclamele pe care le-am ales noi. Pentru că ieri de dimineață, dacă țineți minte, nu știu cum am ajuns noi vorbind despre scările rulante de la București, din pasajul Universității, și ne-am adus aminte de reclama cu piticii. Am ajuns acolo vorbind despre revoluția din trafic pe care o promisese domnul Nicușor Dan la începerea mandatului precedent. Da. Și a mărturisit la un moment dat într-un interviu că nu s-a mai făcut pentru că a murit americanul care știa secret. Și am găsit și reclamă. S-a trecut din 10 minute, a oprit un loc un jeep și mi-a spus în felul următor. De ce ești în stare să faci și mie 800 de pitici? M-am apucat să fac. La vreo două luni de zile primesc un telefon. Că a murit american. A murit american. Așa a murit și americanul Nicușor Dan și noi am rămas cu pitici în trafic. Din reclama aia mi-a rugat cineva altă. Yes, I understand. Da, I understand. Dar cu ocazia asta ne-am să aminte că, adică am vorbit despre unele reclame care ne-au șocat, ne-au surprins și pe care ni le amintim și astăzi din anii 90. Adidas Torsion. Mai țineți minte Adidas Torsion? Pe cum să uiți? E una din primele reclame, n-ai cum să uiți. Da. Fugi în pantof Adidas Torsion. Se mișcă natural. Sunt creați cu un singur gând: să câștigi. Dacă vrei cu adevărat, poți. Adidas Torsion. Era un magazin ori pe Dorobanți, ori pe Maghiero, nu mai țin minte. Eu am văzut Adidas și aia Torsion în vitrina. Da, i-am văzut și eu. Băi, frate, nu mai știu, erau, cred că... Erau două, trei salarii. Exact, asta vreau să spun. Erau două, trei salarii, salariul meu, da. De vreo trei ori salariul meu. Mă uitam la ei și nu venea să cred cât ar putea să coste o pereche de Adidas. Cred că a fost ceva greșit aici cu reclama asta. Adică nu înțeleg cum a pătruns. Că nu avea, practic, public reclama. Uh-huh. Adică oamenii se uitau ca la un film la reclama aia, dar nu și-ar fi permis... Cred că niciunul dintr-un milion de români să-și cumpere Adidas și aia. Să știi că de reclamă... Erau niște securiști care aveau bani și își permiteau pe vremea aia, că e din 90 reclamă. Da. În anii 90, la început, de reclamele de la TVR se ocupa un domn care acum este fugit din țară și l-au căutat multă vreme cu... Nu, dar mă gândesc, adică mi-e greu să cred că Adidas a vrut reclama asta. Cred că au dat-o noștri, au tradus-o că era cool și au dat-o ca un program de divertisment, cum ar veni, știi, așa imaginez. Eu m-aduc aminte de o reclamă care m-a nu marcat. Nu exista, iartă-mă, reprezentanța Adidas în 90 în România, a venit un pic mai încolo. Cineva îi vindea. Cineva i-a adus ca pe consignație. Două, trei pereți. Adică magazinele de care vorbește Vlad erau niște magazine de-astea care multibrand vindeau fel de fel. Eu l-am văzut undeva și știu că m-am oprit în loc fulgerat de cât putea să coste. Mi-aduc aminte că vedeam la televizor un spot și am venit la un moment dat de la Iași, la mătușii mei în București, și când am ieșit din casă, din bloc, pe Polona undeva stătea, am văzut magazinul. Asta era. Cauți o afacere solidă și de viitor? Dorești să investești, dar nu știi unde? Dorești să-ți asiguri bătrânețea, dar și copiii? Nu știi ce să faci cu certificatul de acționar? Dorești să ai un venit satisfăcător și permanent? Vrei să-ți pregătești de pe acum viitorul? Vrei să fii acționar într-o puternică rețea de supermagazine? CEPA SA va construi o rețea de supermagazine. CEPA Electro Center m-a dat peste cap. Mi-a dat viața peste cap. CEPA era pe Dorobanți. Acolo era, te duceai imediat atunci. Nu puteam să cumpăr nimic din tot ce aveau, adică tot ce a apărut atunci, nu puteam să cumpăr nimic. Și la CEPA am intrat să mă uit, păi intram ca la muzeu. Nu aveam bani de nimic din ce era acolo. Televizoare, radio, frigidere, nu exista așa ceva. CEPA era alu Pădure? Da. Da. Care a fost a și candidat pentru primărie mai încolo sau așa. Da, apărea și el în spoturi la un moment dat. Da. A și plasat-o acolo, adică a mers la sigur. Și era invitat pentru că era sponsor de, sper să nu mă înșel, dar parcă așa mă aduc aminte, la Marina Almășan, la cei de la ora 5. Da. Oare ce mai face de aspiratoare acolo? George Pădure. Dacă mai e cu noi. Vă aduceți aminte, vreți, poate găsim vreo reclamă de care vă aduceți aminte să o playem așa, să-i dăm play pe loc, 0372069599 sau dați-ne mesaje 0728 3D1 3D2. Dintre toate reclamele din anii 90 și 2000, mă rog, ce mai putem să mai recuperăm, poate mai dăm câte un pic așa de sunet și ne mai aducem aminte. Dați-ne mesaje, că avem câteva minute să ne aducem aminte de anii 90, de reclamele care erau cu totul altceva, frate. Pe asta nu o găsim. Da, dar de ea ne-a amintit un ascultător. Exact. Sau sing, 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 sing. Everybody start to sing. Tudu, au, dun, 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 dun.
și acolo. Da, aia cu... Aia era la Titanic, e una dintre cele mai solicitate de către publicul nostru în dimineața asta. Nu se mai găsește nici asta, din nefericire. Cavadoro. Stai, că mai e. Bună dimineața, băieți! Vă salută Dan din Ogrezeni. Reclama aia la Pepsi, dacă mai știți voi, Pepsi la litru. Da. Nu mă nebunine aia, Nicu, la da, litru, nu mai știu cine care sunt autorii. Asta am găsit. Vă salut cu respect. Și spuneți-l Niculescu să-mi dea și mie vacanța aia. Ce arbitru? La litru! Sticla aia pe care o dai înapoi goală și iei bani pe ea, cu după care se înjurubează ca să nu răsufle. Pepsi, sticla de un litru! Nu mă nebunine aia, Nicu, de un litru! Cum vii, dragi și Nicu, să-mi dau Pepsi la litru? I-am zis, dar n-aude! Chiorul ăsta de fănică nici n-a văzut că au Pepsi la litru. Ei, erau haioase pentru anii aia. Un litru. Perfect pentru familia mea. Da. Zice de Cavadoro. Cavadoro, da. Ai, cu cine, mă? Ai, a intrat în folclor urban. Da, da. Aha. Da, mă, întărat, mă! E o serie întreagă. Acum? Am o dată, mă. Astăzi avem verbul a avea. Bonjour, nous avons le verbe avoir. Asta e cu francez. J'ai des oiseaux. Tu as deux oiseaux. Il, elle a deux oiseaux. Nu mă dă polițistul, nu mă dă de la lecție de franceză. N-ai cu cine, bă, n-ai cu cine. Ce vrei, bă? Niște țăra. Cavadoro, o picătură de stil în viața ta. Și mai era varianta asta. Ce agenție a făcut astea, mă, ce mișto. Asta cu Johnny Cash, clasic. Da. Johnny Cash, mamaie! Johnny Cash! Johnny Cash, Johnny Cash! Ce vrei, bă? E plin de țărani pe aici. Clink! Mulți ascultători își amintesc de reclama la Deus Yellow cu Tauru. Aha. Care a generat apoi, și amintește cineva, astăzi să văd, Sorin, că a generat vorba... Legenda urbană, cum ar veni, că acolo unde vezi un Cielo, vezi și un bou. Oh, da. Mai sunt Cielo în circulație? Băi, cred că da. Unul la un moment dat. Așa, ca Dacilo 1310. Da, pentru un copywriter de reclamă, pentru o agenție, în momentul în care reușește să facă o reclamă care intră, în care expresiile intră în vorbirea curentă... Stai puțin, era că și este... era ca un bebeluș cu creierul gol de, în zona asta. Da, așa și muzical, Milli Vanilli, Lambada și toate alea. Au intrat sau n-au intrat la suflet pentru că erau primele. Da, mă, era impactul foarte puternic. Da, mă, dar erau și, nu știu, Occidentul. Mie mi se pare că erau foarte mișto făcute. Acum sunt categorii comune multe dintre ele. Da, uite, mai recent... Maimuța turbată la gratii. Asta zic. Și ăla cu lanterna Giu. Naumovici. Naumovici cu ciurlău, reclama cu Batman și e una dintre cele mai solicitate de ascultători. Batman, da. Asta e că asta e la altă, aia cu Batman. Asta, mă rog, ia după bani. Nu poți să dai așa la TV azi. Bă, berbecule! Ți-am zis, mă, că-i popă! Nu nimic! Batman, Batman! Deci nu există să... Nu poți, dacă dai așa ceva la... Nu ai cum să difuzezi așa ceva. Se sesizează ce ne-au, te suspendă, te înșelă. Reclamă, era bombă reclama asta. N-au omul ce a fost excepțional. Dar dă-o pe aia cu... Care? Războiul Stelelor, aia adevărată, următoare. Și ăla amicu apasă pe lanternă. Laser, frate. Încep. Urâtul, două laser. Ciudata maimuța, turbată la grad. Mă rog, mă rog, poți să-l luam micul ăla rotund la cap? Cu mânuța aia lui, îi dă drumul în pușcărie să teți. El a spus și ce să vezi, ăla micul de respira greu? Îl știi, era ta sumă. Băi, genial, la un movie foarte bun. Excepțional. Ca la televizor era asta, nu? La niște televizoare. Teletec, da. Dar bine, era reclamă la un retailer de ăsta mare de electrocasnice, dar era pentru brandul de televizoare
Teletec și e mortal și ciurlău ce față are cum se uită la... E foarte bun. La negru de respira greu? Da. Era tasul. Auzi, ție ți-a fost poftă de Bonibon? Mama, asta vreau să zic. Bonibon. Topi-top erau două, Topi-top și Bonibon. Adevărat. Jeleuri și bomboane. Drageuri și bomboane. Jeleuri. Mini, mini, ciocolata Bonibon. Ceantă de gefte Bonibon. 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 E tot ce posibil. Și am găsit aseară căutând reclame Aqua Fresh în trei culori. O altă reclamă cântată. Da, știi că astea cântate e și principiul și de la radio. Europa FM, mulțumim din viață. Trei culori îngemănate cu efecte minunate, folosiți de multe ori Aqua Fresh în trei culori. Albul conține flori. Nu știu dacă mai este Aqua Fresh. S-ar putea să mai fie, da. Ba da. Există, dar reclama, și tot în trei culori. Multă vreme, pentru că este de puternic. A fost de zile. Puternic refrenul ăsta, încât îți se șurubează minte. Și mai era aia la Colgate cu ou, țineți minte, de se moia ou. Da. De la piriuța de dinți, la păsai, se ducea naibii coaja oului și dacă îl dădeai cu Colgate, era bombă. Eu și acum le dau cu Colgate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.